După mai multe bâlbâieli, rectificarea bugetară a fost în final astăzi aprobată de Guvernul României, dar fără aviz de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ministrul Finanțelor Publice spune însă că nu este nicio problemă. A fost o ședință a CSAT-ului stabilită pentru ziua de ieri. Ne-am întâlnit cu toții în vorum, așa cum spune legea, și singura cale de a ieși din CSAT era printr-un aviz negativ sau favorabil. Suspendarea nu este prevăzută de lege. Mai exact, guvernul a profitat de faptul că nu există norme care să explice ce se întâmplă în cazul în care o ședință CSAT este întreruptă. Președintele Klaus Iohannis a criticat decizia executivului. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, condamnă ferm adoptarea proiectului rectificării bugetare de către guvernul condus de prim-ministrul Viorica Dăncilă, fără avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Este inadmisibilă această abordare a executivului în condițiile în care avizul CSAT este obligatoriu atunci când sunt afectate bugetele instituțiilor din domeniul securității naționale. Ignorând cu bună știință necesitatea avizului CSAT, guvernul se situează de unul singur în afara cadrului legal în vigoare, a transmis președintele printr-un comunicat de presă. Președintele a mai solicitat public avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională pentru a verifica în ce măsură ordonanța de urgență de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018 îndeplinește exigențele constituționale. PNL vrea și el să sesizeze avocatul poporului în acest caz. În urma rectificării bugetare adoptate astăzi, 14 ministere au primit alocări bugetare pe minus. Cel mai afectat este Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care a rămas pe minus cu 2.500 de milioane de lei. Următoarea instituție în clasamentul negativ este Serviciul Român de Informații, cu reduceri de peste 113 milioane de lei. Printre ministerele care se bucură de bani în plus în urma rectificării este Ministerul Finanțelor, care a primit un surplus de peste 2.000 de milioane de lei. 955 de milioane de lei a primit și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe când Autoritatea Sanitar-Veterinară, responsabilă pentru gestionarea crizei virusului pestei porcine, a primit în plus 149 de milioane de lei.